ca să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Domnului din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. S-a Domnul ucenicilor săi, acum s-a preamărit Fiul omului și Dumnezeu s-a preamărit în el. Iar dacă s-a preamărit Dumnezeu întru el și Dumnezeu va preamări pe dânsul, în el însuși și va preamări îndată. Fiilor, puțin timp mai sunt cu voi. Voi mă veți căuta după, dar după cum am spus iudeilor, vă spun și vouă. Eu, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Vă spun și vouă acum, poruncă nouă vă dăruiesc, să vă iubiți unul cu altul, pe cum eu v-am iubit pe voi. Așa și voi să vă iubiți unul pe altul. În aceasta vă cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea iubire unii către alții. Doamne, l-a întrebat Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, unde mă duc eu, tu nu poți veni acum după mine, dar mai târziu vei veni. A întrebat din nou Petru, Doamne, pentru ce nu pot veni după tine chiar acum? Viața mea voi pune-o pentru tine. Atunci Iisus i-a răspuns, viața ta o vei pune pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun ție că nu va cânta cocoșul până ce te vei lepăda de mine de trei ori. Să nu se tulbure inima voastră. Aveți credință în Dumnezeu și în mine aveți credință. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, iar dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, vreau să mă duc să pregătesc vouă loc. Și dacă mă voi duce și voi pregăti vouă loc, iarăși voi veni și vă voi lua pe voi la mine, pentru ca să fiți și voi unde sunt eu. Și unde mă duc eu, voi știți și știți și carea. Zisa lui Toma, Doamne, nu știm unde te duci și carea, cum putem să o știm? Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl meu decât numai prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoaște și l-ați văzut. Filip i-a zis atunci, Doamne, arată-ne-o pe Tatăl și ne este de ajuns. Dar Iisus i-a răspuns, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și tu nu m-ai cunoscut pe mine? Cel ce m-a văzut pe mine, a văzut și pe Tatăl meu. Cum zici tu, arată-ne-o pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este într-un mine? Cuvintele pe care vi le grăiesc eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care se sărășluiește în mine, El însuși face aceste lucruri. Credeți mie că eu sunt un Tatăl și Tatăl este într-un mine, iar de nu credeți mie pentru lucrurile acestea. Adevărat, adevărat vă spun vouă că cel ce crede în mine va face și lucruri pe care le fac eu. Și mai mare decât acestea va face pentru că eu mă duc la Tatăl meu. Și orice veți cere în numele meu, aceea voi face pentru ca Tatăl să se preamărească în Fiul. Orice veți cere în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți pe mine, păziți poruncile mele. Iar eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor va da vouă ca să fie pururea cu voi. Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Iar voi îl cunoașteți că ce rămâne la voi și va fi în voi. Nu voi lăsa singur pe lume, ci voi veni la voi.
Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți înțelege că eu sunt în Tatăl și Tatăl este într-o mine și voi într-o mine și eu într-o voi. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește, iar cine mă iubește pe mine, iubit va fi de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. L-a întrebat Iuda, nu Iscarioteanu, Doamne, cum se face că nouă vrei să te arăți, iar lumii nu? Iisus i-a răspuns și a zis, dacă mă iubește cineva pe mine, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi pe el și vom veni la el și locaș la el ne vom face. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Dar cuvântul pe care l-ați auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Acestea le-am spus vouă, fiind încă cu voi, dar Mângâietorul, Duhul cel Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța pe voi toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus. Pace vă las vouă, pacea mea dau vouă, nu precum de lumea, vă dau vouă, să nu se turbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Ați auzit că eu v-am spus că mă duc, dar iarăși voi veni la voi. Dacă m-ați iubit, v-ați bucura că v-am spus mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus acestea mai înainte de a se împlini, ca să credeți când se vor împlini. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine Stăpânitorul acestei lumi și El nu are nimic întru mine. Dar lumea va cunoaște că eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl mi-a poruncit, așa fac. Sculați-vă să mergem de aici. Eu sunt adevărata tulpină a viței și Tatăl meu este lucrător. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, El o taie și pe orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește pentru ca și mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți într-un mine și eu voi rămâne într-un voi. După cum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine însuși dacă nu rămâne în tulpina viței, tot așa și voi, dacă nu veți rămâne în mine, nu veți aduce roadă. Eu sunt tulpina viței, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, acela duce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă vreunul nu rămâne în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare care s-a uscat și pe care o adună lumea și o aruncă în foc și o arde. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți voi și se va da vouă. Dacă veți aduce roadă multă, prin aceasta se va preamări Tatăl meu și vă veți face ucenici ai mei. Precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, precum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea sa. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta, nimeni nu poate să aibă ca viața lui să-și o pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu. De acum nu vă mai zic slujitori, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți. Și roada voastră să rămână pentru ca Tatăl să vă dea orice veți cere de la dânsul în numele meu. Aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că mai întâi m-a urât pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă.
nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru vor păzi. Iar toate acestea le vor face împotriva voastră din pricina numelui meu, căci nu cunosc pe Cel ce m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat nu ar avea. Acum însă nu au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. De n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat nu ar avea și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu, ca să împlinească cuvântul ce scris în legea lor, că m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine, încă și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-a spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă scoate pe voi din sinagogi. Și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu. Și acestea le vor face pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Iar acestea toate le-a grăit către voi ca să vă aduceți aminte de ele când va veni vremea, cum că eu vi le-am spus vouă. Dar acestea nu vi le-am spus de la început, fiindcă eu eram cu voi. Acum însă mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde mergi. Dar pentru că v-am spus acestea, întristarea a umplut inimile voastre. Eu însă vă spun că vă este de folos ca să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Iar dacă mă duc, îl voi trimite la voi și El venind, va încredința lumea de păcat, de dreptate și de judecată. De păcat, pentru că oamenii nu cred în mine. De dreptate, pentru că mă duc la Tatăl meu și nu mă mai veți vedea. Iar de judecată, pentru că stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am multe de spus vouă, dar acum nu puteți să purtați greutatea lor, ci când va veni acela Duhul adevărului, vă va învăța în voi tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va vorbi ce i s-a spus și cele viitoare va vesti vouă. El pe mine mă va preamări, căci din ce este al meu va lua ca să vă vestească vouă. Toate câte are Tatăl sunt ale mele, de aceea am zis că ia din ce este al meu ca să vestească vouă. Peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea, pentru că eu mă duc la Tatăl meu. Atunci au zis unii dintre ucenicii săi între ei, ce poate însemna oare ceea ce ne spune peste puțin timp nu veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea, și că eu mă duc la Tatăl meu? Deci ziceau, ce este acest puțin despre care vorbește? Nu înțelegem ce spune. Însă Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis lor, vă întrebați între voi despre ceea ce am zis, peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea? Adevărat, adevărat vă spun vouă, că voi veți plânge și veți tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când e să nască, se întristează fiindcă a sosit ceasul ei, dar după ce a născut copilul, nu-și mai aduce aminte durerea de bucurie că s-a născut om în lume. Deși voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră și bucuria voastră, nimeni nu o va lua de la voi. Și ziua aceea pe mine nu mă veți mai ruga de nimic. Adevărat, adevărat vă spun vouă. Orice veți cere la Tatăl în numele meu, voi da vouă. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți primi. Pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Acestea vi le-am spus în pilde, dar va veni ceasul când nu le voi mai vorbi în pilde, ci pe față voi vesti despre Tatăl meu. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că eu voi ruga pe Tatăl meu pentru voi, căci însuși Tatăl vă iubește, pentru că voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că eu de la Dumnezeu am ieșit.
Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Au zis ucenicii săi. Iată, acum vorbești deschis și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că toate le știi și nu ai trebuință ca să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată vine ceasul și ai sosit ca să vă respiți fiecare la ale voastre. Și pe mine să mă lăsați singur, dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Acestea le-am grăit către voi, ca în mine pace să aveți. În lume necazul veți avea, dar îndrăziți că eu am biruit lumea. Astfel a vorbit Iisus, apoi și-a ridicat ochii săi către cer și a zis, Părinte Sfinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să preamărească, să te preamărească pe tine, precum le-ai dat stăpânire peste toată făptura, pentru ca să dea viață veșnică tuturor celor pe care tu i-ai dat lui, iar viața veșnică este aceea, ca să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucruri pe care mi l-ai dat să-l fac și acum preamărește, mă preamărește tu, Părinte, la tine însuți cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mi-ai dat mie și cuvântul tău l-au păzit. Acum am cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că și tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai tăi și toate ale mele sunt ale tale, și ale tale sunt ale mele și m-a preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Părinte Sfinte, păzește în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, ei păzeam într-un numele Tău. Pe cei pe care mi-ai dat, te-am păzit și niciunul dintre ei n-au perit decât numai Fiul păzării, pentru ca să plinească Scriptura. Acum însă eu vin la tine și acestea regresi, că sunt în lume pentru ca bucuria mea să o aibă de plină în ei. Eu le-am dat cuvântul tău, dar lumea i-a urât pentru că nu sunt din lume, precum din lume nu sunt nici eu. Nu mă rog ca să iei din lume, ci ca să-i păzești pe ei de cel viclean. Ei nu sunt din lume, precum din lume nu sunt nici eu. Sfințește pe ei într-o adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, precum ai trimis pe mine în lume și eu i-am trimis pe ei în lume și pentru ei eu mă sfințesc pe mine însumi, pentru ca și ei să fie sfințiți într-o adevăr. Dar nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei care vor crede prin cuvântul lor într-un mine, ca tot să fie una precum tu, Părinte, ești în mine și eu într-un tine, așa și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și slava pe care mi-ai dat-o, eu am dat-o lor, ca să fie una precum noi suntem una, eu întru ei și ei și tu întru mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, și ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și i-ai iubit pe ei precum ai iubit pe mine. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat mie, ca să vadă slava mea pe care tu mi-ai dat-o, pentru că m-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii. Dar, Părinte, lumea nu te-a cunoscut pe tine,
Eu însă te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis și am arătat lor numele tău și voi arăta pentru ca dragostea cu care m-ai iubit-o să fie în ei și eu să fiu în ei. Acestea grăind, Iisus a ieșit împreună cu ucenicii săi dincolo de pârâul cedrilor, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicilor. Slavă de bunătării tale, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție. Mai mari poporilor s-au adunat împreună asupra Domnului și asupra Moțului. Alergat ai una și cu căturarilor cel fără de lege, ce vezi la mie și eu voi da pe el vouă, iar în mijlocul celui ce se tot meu, ai să ne văzut în sus tu de care era tocmeala cunoscătorule de inimi. Milostivește-te spre sufletele noastre. Pentru vierea lui Lazar, Doamne, cruci iudeau strigație, iubitorule de oameni, Osana, iar Iuda cel fără de lege n-a vrut să întreagă. Ospătând la cină pe ucenici și cunoscând din creșugul mâncării, ai văzut la cina aceea pe Iuda, știindu-l pe el că nu se va îndrepta și vrem ca să arăți tuturor că te-ai dat de bună voie ca să răpești lumea de la cel străin. Iisus împreună cu ucenicii săi dincolo de pârâul cedrilor, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii săi. Iar Iuda vizitorul cunoștea acel loc, pentru că adesea ori se aduna acolo Iisus cu ucenicii săi. Deci Iuda, luându-aste și slujitori de la căpetenile preoților și la farisei, a venit lângă grădină cu farisei și felinare, cu făclie și cu arme. Dar Iisus, știind de toate care aveau să vină asupra sa, a ieșit înainte și i-a întrebat
pe cine căutați? El i-a răspuns pe Iisus Nazarineanul. Iisus le-a zis, eu sunt. Dar Iuda vânzătorul era cu el. Când însă i-a zis acestea, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Iisus i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Iar ei au zis, pe Iisus Nazarineanul. Răspunzând, Iisus i-a zis, v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia ca să se ducă, pentru ca să se împlinească cuvântul pe care le-am zis, cei care vin mi-a dat, mie n-a pierdut pe niciunul, dar Simon Petru, care avea sabie, a scos sabia și a lovit pe servitorul arhiereului și le-a tăiat urechea dreaptă, iar numele acestuia era Malhus. Atunci Iisus a zis lui Petru, bagă sabia în fruntea, că oare n-ați să nu voi bea paharul pe care mi l-ați dat cum bea tatăl meu. Deci ostașii, care erau peste 1000, cu căpetenilor și slujitorii deilor, au prins pe Iisus și l-au legat și l-au dus întâi la Anan, fiindcă era arhiereul în acestui an, și Caiafa, care era cel care a sfătuise pe iudei ca să facă folos pentru ca să moară un om pentru popor. Iar din după Iisus mergea în Simon Petru și celălalt ucenic, ucenicul acela însă era cunoscut arhiereul și i-a întrebat împreună cu Iisus ce putea arhiereului, iar Petru a rămas afară la poartă. Deci a ieșit celălalt ucenic care era cunoscut arhiereului și a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Dar slujnica portărița a zis lui Petru, nu cumva și tu ești cel care gândești un cenicii omului acestuia? Nu sunt, i-a răspuns el. Iar slujitorii care slujeau stăteau și se încălzeau, căci e făcuseră foc, pentru că era frig și era cu ei și Petru stânde și se încălzeau. Deci arhiereul a întrebat pe Iisus despre ucenicii săi și despre învățătura sa. Iisus i-a răspuns, eu am vorbit lumii pe față, eu totdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și n-au spus nimeni nimic de ascuns. De ce mă întrebați pe mine? Întreabă pe cei care au auzit și le-am vorbit lor. Iată, aceștia știu că am răspuns lor. Dar zicând acestea, unul dintre slujitori care stăteau afară acolo l-a întrebat pe Iisus, zicând, așa răspuns tu arhiereului. Iisus a grăit lor, zicând, dacă am vorbit rău, dovedește ce rău am vorbit eu, iar dacă am vorbit bine, pentru ce mă bați? Atunci Ana i-a răspuns, l-a trimis la Caiafa arhiereul, iar Simon Petru stătea afară și se încălzea. Deci l-au întrebat, nu cumva și tu ești din cei care ești din ucenicii lui? Dar ei s-au lepădat și i-au zis, atunci i-a zis unul dintre servitorii arhiereului, rude cu acela căruia îi tăiase pentru urechea, nu te-am văzut și eu pe tine în grădina cu dânsul, dar Petru iarăși s-a lepădat îndată, a cântat cocoșul. Deci au adus pe Iisus la Caiafa, în pretoriu, și erau dinpreună cu dânsii, iar iudeii n-au intrat în pretoriu ca să nu se spuce, ci să mănânce paștile. Slavă!
patima iubirii de bani, cade din lumină întunecatul, căci chip a fi putut vedea, cel ce a vândut preluminătorul cu 30 de arginți, iar în unia răsărit cel ce a pătimit pentru lume, către care să grăim cel ce ai pătimit și te-ai îndurat de oameni slavății. Ucenicul tocmea prețul învățătorului și a vândut pe Domnul în 30 de argint cu sărutare vicleană, dându-l pe el celor fără de lege spre moarte. Astăzi vechează Iuda să vândă pe Domnul, pe Mântuitorul lumii, cel mai înainte de veci, pe cel ce a sătura mulțime de oameni cu cinci pâini. Astăzi ce fără de lege se leapădă de învățătorul și fiind ucenic a dat pe stăpânul, avându cu bani pe cel ce a săturat cu mană pe om. Ce pricină te-a făcut Iuda, vânzător Mântuitorului? Au doară te-a despărțit din ceata apostolilor, au doară te-a lipsit de darul tămăduirilor, au doară cinând împreună cu ceilalți, pe tine te-a gonit de la masă. Doare picioarele celorlalți a spălați și ale tale nu ne-a băgat în seamă. O, de cât bine te-ai făcut uitător, iată măragul tău cel nemulțumitor se vede. Mare mila lui se propovăduiește. Și pentru toată învecima tuta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu nostru să rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Domnului tău! Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire! Slavă de lumrătării tale, Doamne! În vremea aceea, prinzând pe Iisus, ostașii l-au dus la Caiafa, arhiereul, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Iar Petru a mers după dânsul, de departe, până la curtea arhiereului și, intrând înăuntru, sta cu slujitorii ca să vadă sfârșitul.
iar căpeteniile preoților, bătrânii și tot sfatul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus, ca să-L omoare și nu găseau, deși veniseră mulți martori mincinoși. Mai pe urmă însă au venit doi martori mincinoși și au spus, acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu și în trei zile să-L zidesc. Și spălându-se arhiereul a întrebat, nu răspund nimic la ce mărturisesc împotriva ta acești oameni. Dar Iisus tăcea. Atunci, întrebându-l, arhiereul i-a zis, te jur pe Dumnezeu cel vii, să ne spui nouă dacă ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, tu ai spus, eu însă vă spun vouă, că de acum veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci arhiereul și-a rupt hainele sale zicând, a adus blasfemia lui Dumnezeu, ce ne mai trebuie alte mărturii? Iată acum ați auzit blasfemia lui, ce credeți? Iar ei răspunzând au zis, este vinovat de moarte. Atunci au scuipat în obrazul lui și au bătut cu pumii, iar unii dădeau palme zicând, prorocește-ne Hristoase, cine este cel care te-a lovit? Iar Petru stătea afară în curte și a venit la el o slujnică zicând, și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor zicând, nu știu ce vrei să zici. Iar când a ieșit el la poartă, l-a văzut altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus Nazarineanul. Dar el iarăși s-a lepădat cu jurământ că nu cunoaște pe omul acesta. Peste o clipă însă, apropiindu-se cei care stăteau acolo, au zis lui Petru, cu adevărat și